Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou vlog astăzi. Mai vin odată de aici la voi, de la stațiunea Venus. Este frumos și cald și bine. Să discutăm puțin despre gala de astăzi, ce se mai întâmplă și să vă reamintesc anumite lucruri. Așa că înainte să începem, apăsați pe butonul de subscribe ca de obicei și să trecem la discuțiile noastre. După cum bine știți, în gala de astăzi, favoritul publicului va fi Robert din nou. După cum știm, va fi și săptămâna viitoare, în 7 iulie. Iar în această zi, adică în gala de astăzi, nu vor fi eliminări, deși mulți se așteptau la Ștefania. Subiectul principal se pare că va fi Gagea, care va încasa voturile de la toate fetele, probabil la rugămintea acestuia, că vrea să fie votat și să plece acasă, lăsând-o pe Alexandra în urmă. Mi-a plăcut foarte mult intrarea lui, în momentul în care a pupat-o și i-a spus la mulți ani de ziua ei, dându-i un trandafir amărât rău de tot, băi Gagea, pe lângă că era și galben de gelozie, mai era și amărât rău de tot, așa de ziua fetii, dar a fost foarte ok pentru că a fost unul de despărțire totală, după cum el spune. Mi-am dat seama din promo că va fi o astfel de gală în care drama se va duce la extrem. Deci se va duce drama la cote maxime cu eliminarea lui Gagea și cu suferința Alexandrei după el. Iar spre sfârșit ori se va anunța gală fără eliminare, ori cineva îl va salva. Poate liderii casei sau ceva de genul, doar ca să risipească toată drama și să se aștearne fericirea pe final. Ceea ce mă uimește mai mult este că Alexandra joacă cartea finală cu Gagea, iar Petrica al nostru se simte dat la o parte și crede că este pa. Nu știu cum va reacționa acesta, având în vedere că intră în palmaresul lui o femeie mult râvnită ca Alexandra și necucerită de către el. Sincer, cred că a fost un prilej foarte bun și pentru el ca să scape de aceste discuții, pentru că nu avea nicio treabă cu ea, 100% nu este genul lui de femeie și acesta este un motiv foarte bun ca el să rupă orice legătură și orice cunoaștere și cine știe, poate să se întoarcă la prietena lui de la începutul sezonului, la Virginia. Sunt foarte curios ce se va întâmpla și între Roberta și Sebastian. Cu siguranță aceasta va vedea materialele în care Sebastian era gură spartă la adresa ei. Sunt curios de reacția ei și parcă prevăd o gală incendiară, atât din punct de vedere al relației Gagea-Alexandra-Patrick, cât și din punct de vedere al Robertei și Sebastian. Rămâne de văzut astăzi, pentru că cu siguranță se vor discuta aceste subiecte și probabil aceste două subiecte vor forma majoritatea, dacă nu întreaga gală. Dragilor, eu vă pup din suflet, să aveți o dupămasă plăcută, o duminică plăcută. Sper că sunteți bine cu toții. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe subscribe și vă rog frumos să mă ajutați cu distribuirea vlogului, pentru că am o problemă cu contul și nu mai reușesc să le distribui. Iar dacă voi mă ajutați, o să fiu foarte, foarte recunoscător. Mai avem puțin până la 30.000 și atunci vom da cadou 200 de euro unuia dintre voi. Până una alta, eu vă doresc o duminică minunată. Nu uitați, vă rog frumos din tot sufletul, să-mi lăsați părerea voastră acolo în comentarii. Ce credeți despre acest triou, Patrick, Alexandra, Gagea? Va mai forma Alexandra vreodată vreo relație cu Gagea? Va face cu Patrick? Nu va face cu nimeni? Eu cred sincer, părerea mea personală, că nu va face cu absolut nimeni. Lăsați-mi părerea voastră în comentarii despre acest subiect. Dacă credeți că Roberta și Sebastian se vor mai împăca vreodată și totodată să-mi spuneți cum vă simțiți astăzi. Eu vă pup din suflet, vă doresc numai bine, o duminică minunată în continuare, poftă bună la toate și ne revedem data viitoare. Pupici! Mamaia!